La Reghin continuă în aceste zile de weekend meciurile programate în cadrul Cupei Prieteniei la Fotbal Juniori, ediția a doua. Organizatori sunt Clubul Școlar Sportiv și Clubul Avântul Reghin. Turneul se desfășoară pe 6 categorii de vârstă. Participă peste 30 de echipe din mai multe județe. La 2004 avem un număr de 10 echipe, de la Odorhei, Kinder, Ungheni, Târnăveni, Mercuriaciuc și Junior Târgu Mureș. La categoria 2001 am făcut două grupe de 4, avem 8 echipe, iar la categoria 2000 avem 10 echipe, două grupe de 5. Și la 96 acolo avem doar 6 echipe, în ultimul moment 3 echipe au spus nu invitație pentru că n-au putut veni. Până la această oră, reghinenii au obținut una dintre cupele puse în joc. Urmează însă ca și alte categorii de vârste să-și etaleze potențialul în teren. La categoria 2002, cum se știa, am câștigat locul 1. Aici urmează la 2001 să sperăm că iarăși un rezultat bun. Și la categoria 96, acolo avem așteptări să câștigăm iarăși turneul. Dar, cum am spus, este un turneu de pregătire. Aici rulăm tot lotul, toți jucătorii, ca să aibă curaj de în campionat. Organizatorii speră ca un număr cât mai mare de spectatori să participe la meciuri. Copiii au nevoie de încurajare, unde mai pui că vorbim de o competiție sportivă în toată regula. Deși bugetul nu este mare, elevii vor fi recompensați așa cum se cuvine la finalul unui turneu. De asemenea, cei mai buni jucători vor fi evidențiați.